Alexandra Leneceren-Jean, procuroarea lui Dragnea, desfințează una dintre propunerile PSD-ALDE, pune-ți mâna pe carte. Alexandra Carmen Leneceren-Jean, procuroarea DNA care instrumentează cel de-al treilea dosar în care este vizat Liviu Dragnea, desfințează printr-o postare pe Facebook una dintre propunerile PSD-ALDE de modificare a codului penal, sublinierea a codului de procedură penal. Procuroarea citează CEDO cu referire la propunerea PSD-ALDE ca oferirea de informații despre dosarele penale, înainte de a ajunge în instanță, să fie infracțiune. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Catana împotriva României, neîncalcarea prezumției de nevinovatie prin comunicarea publică a începerii urmăririi penale fata de suspect. 55. Articolul. Paragraf 2 nu poate, cu toate acestea, împiedica, cu privire la articolul 10 din Convenție, autoritățile să informeze publicul asupra anchetelor penale în curs, dar cere ca acestea să o facă cu toată discreția, sublinierei toată rezerva pe care o impune respectarea prezumției de nevinovăție, al Lenet de Rivermont, citat anterior, punct. 38. Curtea subliniază ce, în spec, comunicatul de presă incriminat a informat publicul cu privire la decizia parchetului de a începe urmărirea penală împotriva reclamantului pentru infracțiunea de luare de mit. Subliniind importanța alegerii termenilor utilizați de agenții statului, Curtea reaminte subliniere pe ceea ce e important pentru aplicarea dispozițiilor citate anterior. Este sensul real al declarațiilor în cauz, sublinierei nu formal or textual avent împotriva Letoniei, numărul 58.442 pe 00. 126, 28 noiembrie 2002. Or, în spec, comunicatul de presă relata ce reclamantul a fost surprins în flagrant, precum sublinierei circumstanțele concrete constatate în cursul procedurii de organizare a flagrantului. Faptele relatate de comunicatul de presă pot fi înțelese ca o modalitate prin care Ministerul Public afirmă că existau suficiente probe pentru a justifica decizia sa de începere a urmăririi penale împotriva reclamantului, a se vedea mutatis mutandis, Butkevius împotriva Lituaniei, numărul 48.297 pe 99.52, CEDO 2002 la 2. În plus, curtea observă ce impactul cauzei sublinierei importanța pe care aceasta o avea în ochii opiniei publice rezultau din poziția ocupată de reclamant, judecător la judecătoria Piatra Neamț, în contextul luptei împotriva corupției, un subiect de interes atât pentru autoritățile naționale, cât sublinierei pentru marele public. Având în vedere cele de mai sus, curtea nu identifică, în spec, nicio atingere adusă prezumției de nevinovăție. Rezult ce acest cap de cerere este în mod vedit nefondat, sublinierea trebuie respins în temeiul articolului.
35, paragraf 3, sublinierei 4 din Convenție, este decizia citată de Lene Cerenjan. În final, ca singur comentariu propriu, procuroarea folosește subliniere de hashtag-ul Viez Bunetimana pe carte.